dimineață am pus o picurătoare. M-a rugat de cină și am scăpat autobusul. Și ce faceți acum? Stau la ocazie, aștept de ocazie, botez. Unde mergeți acum? La Petroasa. 22 de kilometri de aici. Ultimul sat din raion. Mă duc, mă așteaptă bolnavi, trebuie să mă duc. Acolo, o dată în săptămână primesc. N-am încotro să nu mă duc. Și mă duc. Trebuie să mă duc. Sunt medic de familie, mă duc la primire, la Petroasa. Petroasa. Mă așteaptă bolnavi, copii. Plouă, ninge, plouă, ninge, drumul nu stă și medicul trebuie să duc la dătărie. 600 în Petroasa, 1800 am în două sate. Și 1400 în alte două sate, în centrul medic de familie, Pălești. Am și aici și am și acolo. O să-mi arătați unde că să... Da, da, să vă spun. Ziua mea de lucru se începe la 6. Mă trezesc la 6:30, de acum sunt șosea, în drum. La 7:20 am rutiera Petroasa. Felește. Bună ziua! Stați la umbru, leacă, da? Lunea mă duc la Bucani, marța mă duc la centrul medic familie, este gara Cătrănâc, acolo mă duc și de acolo mașina. Miercuri vin la Petroasa, joia la Iegurupca, acolo mă duc și mașina. Vinerea vin la Bucani, vinerea și sâmbătă la Bucani. Problema cadrelor în Republica Moldova este o problemă serioasă, actuală. Medicina a rămas în situația că rămânem din ce în ce fără medici. Păreri de rău, nu sunt medici, aici tineri nu vin, aici în vârstă zbolnavi, nu mai pot. Fălește unul din medici cu vârstă înaintată mai mare pe Republică, unul din... Este atractiv sistemul medical pentru tineri, da, specialiști? Da, este interesat, lor le place, dar nu avem în raion aparatură și nu suntem la nivelul care ar trebui să fie, cum sunt în țările străine. Eu am copii care lucrează în Germania, acolo, și în raioane mici, în spitale mici, au aparatură cu mult mai mult decât avem noi în raion. A lucra în mai multe sate, în mai multe localități, e o problemă tare grea. Ales fără transport. În două locuri am, acolo mi-e ușor. Dar în două locuri n-am și tare greu. Da, la chemări, când plec la chemări, tot pe jos, prin glot, prin greutăți, iarnă, vara, încă mai mergi cum mergi. Dar așa e greu. De atâta una din probleme, nu știu dacă după anul nou să mai lucrez în satul este. Peste 5 ani o să vin și asistență medicală în Moldova. Și nu pot ca să mă duc peste hotare. Eu să fiu sănătoasă, mâine plec. Fiindcă eu ajung și salariu să lucrăm. Salariu, eu am 32 de ani lucrat în medicină. 32 de ani, eu practic pe un salariu primesc 3600 de lei. Dar aici este toate închipuiți-vă chemări prin sat. Eu dacă lucrez, noi practic în sat lucrăm 24 din 24 de ori. Acolo nu ai timp liber, vine, ai chemări noaptea. Faci totul lucru. Da, pe jos noaptea, poți fi și 3 de noapte și 4 de noapte, mă sună. Mă sună eu geanta cu primul ajutor și mă duc și acord primul ajutor.
medicină, știu, câțiva ani, noi, ăștia care sunt medici, care o să ne pensionăm, nu o să avem la cine ne duce, la cine ne adresa. Asta e cel mai mare problemă. Dacă nu s-a schimbat ceva în sistem.